Care e până la urmă? Po, dacă poți, evident, nu te trag de limbă și nu intru în culisele carierei tale, însă s-a scris în România și chiar și în Anglia că la Mușii a adus doi portari și tu ai trecut, ai retrogradat automat la a treia variantă sau chiar a patra variantă. Care e până la urmă cauza pentru care n-ai mai apărat dintr-o dată? Nu, ceea ce pot să spun clar și, uite, n-am vrut să fac până acum public și nu, pentru că nu era fer pentru, nu știu, și pentru club și pentru mine, dar, într-adevăr, clubul a expus-o puțin mai mult sau mai puțin direct. Nu a fost așa, nu e din punct de vedere profesional, nu se pune problema, pentru că era un an înainte ieșisem cel mai bun portar din ligă, exact. Adică nu era problema de performanțe. Sunt alte chestii pe care, sincer, cred că ar fi bine să nu le expun public, să spun așa, dar ceea ce pot să spun clar nu e din punct de vedere al performanței, atâta tot. Aha. Deci antrenorul, practic, nu antrenorul e de vină, să înțeleg. Cu antrenorul nu, am o relație foarte bună, chiar am vorbit la telefon și după ce am plecat și cât am mai stat acolo, chiar dacă de multe ori am fost, să zic, într-un grup de jucători care ne antrenăm separat și asta, dar nu, față de el și stafful dânsului, am un respect deosebit pentru că n-au știut să gestioneze situația, chiar dacă nu a depins de ei, au știut să gestioneze situație cu respect și cu un bun simț și mai ales cu foarte profesionist. Mm-hmm. Dar e adevărat că trebuia să ajungi la Olympiacos Pireu, un alt club al lui Marinakis, patronul lui Nottingham Forest? Nu. Și cum e, fiind legătura asta foarte strânsă, fiind același patron, tot timpul s-a discutat despre jucători care vin de la Olympiacos la Nottingham sau invers, da, știi? Da. Dar nu s-a pus problema și nu cred că mi-aș fi dorit o astfel de mutare.